Pompierii hunedoreni au reușit noaptea trecută să oprească o tragedie care s-ar fi putut declanșa ca urmare a incendiului izbucnit la un imobil format din 4 locuințe, având o suprafață totală de aproximativ 130 de metri pătrați din localitatea Lupeni. După anunțarea evenimentului prin apel la 112 de către una dintre proprietare, pompierii gărzii de intervenție Lupeni au intervenit cu o auto specială cu apă și spumă și cu un echipaj SMURD. Locatarii, atât adulți cât și copiii, s-au auto-evacuat în siguranță, iar proprietarea casei cuprinse de flăcări a fost transportată imediat de echipajul SMURD de la spital din cauza atacului de panică pe care l-a suferit. Cum incendiul s-a manifestat pe o suprafață mare, inclusiv la imobile învecinate, focul fiind intensificat și de vânt, au intervenit pentru stingerea lui și pompieri de la detașamentul Petroșani din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Pompierii gărzii de intervenție Lupeni au intervenit cu o auto specială cu apă și spumă și cu un echipaj SMURD. Locatarii celor patru locuințe, atât adulți cât și copii, s-au auto-evacuat în siguranță, iar proprietara casei, cuprinsă de flăcări, a fost transportată imediat de echipajul SMURD la spital din cauza atacului de panică pe care l-a suferit. Întrucât imobilul în care a izbucnit incendiul ardea generalizat la sosirea echipajelor de intervenție, a fost solicitat și sprijinul detașamentului din Petroșani, care a intervenit cu încă o auto specială cu apă și spumă, precum și de sprijinul unui echipaj de poliție. Pe lângă incendiul violent care s-a extins și la acoperișul celorlalte case, pompierii s-au confruntat și cu vântul puternic care le-a îngreunat considerabil activitatea. Cei 15 pompieri hunedoreni au stins incendiul după aproximativ 4 ore de luptă cu focul, cadrele ISU din județ reușind să evacueze și buteliile aflate în locuințe care, ușor inflamabile fiind, ar fi putut, în caz de explozie, să producă o mare tragedie în Lupeni. Chiar dacă nu au fost victime omenești, una dintre familiile afectate de incendiu a rămas fără locuință. Foarte important a fost faptul că pe timpul recunoașterii pompierii au evacuat toate buteliile care se aflau în locuințe, acestea prezentând un real pericol de explozie. După aproximativ 4 ore de muncă, cei 14 subofițeri și ofițerul care a condus intervenția au reușit să încheie misiunea, însă una dintre cele 4 familii a rămas pentru moment fără adăpost. Din primele informații reiese că declanșarea incendiului a avut ca și cauză probabilă un scurt circuit electric. Cauza exactă a incidentului urmând a fi stabilită de către specialiștii din domeniu în următoarele zile.